de făcut așa o comparație între cinematografia noastră moldovenească și cinematografia franceză, desigur că poate ar fi fost în defavoarea noastră, fără doar și poate. Dar dacă de făcut o comparație între actorii noștri și cei din Franța, eu aș spune că noi suntem aici înaintea lor și vă spun cam de ce. Așa s-ar pare că e o părere așa neașteptată. Dacă Franța l-a avut numai pe un Alain Delon, noi în Moldova am avut pe doi Alain Delon. Asta a fost frații Soțchii Voinicescu. Sigur, Victor cel mai mare câțiva ani și Mircea Mizinu, eu spune că era și mai frumos și mai talentat. Drept cu mai puțin noroc. Așa era el, frumos. Cum se zice, în viața cotidiană, în viața de toate zilele, frumos în scenă. Este foarte trist că oamenii talentați și tineri pleacă. Da. Cu atât mai mult. Este trist când, iată, pleacă așa, neașteptate. Mircea Soțchii Voinicescu, actor de teatru și cinema. Născut la 10 februarie 1950 în orașul Bălți. După absolvirea școlii medii, este înscris la școala teatrală Șuchin din Moscova. Din 1971 activează în cadrul teatrului Luceafărul. Este cunoscut mai ales prin rolurile sale cinematografice din filmele Această clipă, Lăutarii, Singur în fața dragostei, Cocostârcul. După plecarea sa de la Luceafărul și neîncadrarea în cinematografie, nu și-a mai putut găsi loc pentru marea vocație. Moare, fulgerat în inimă, la 30 decembrie 2008. Povestea, când era adolescent, privind mai multe filme de spionaj, de, mă rog, cum era pe timpurile alea, la un moment dat a hotărât să devină și el spion. Bine, și zic, ce te-am împins la această hotărâre? Zice, mi s-a părut că ăștia sunt niște oameni foarte căliți și foarte singuratici. De ce? Fiindcă, așa am înțeles eu din filmele care le-am văzut, că spionii nu trebuie să aibă trecut. Și atunci ce am făcut? Am luat și am distrus toate fotografiile de familie. Mircea, tu în cazul ăsta puteai înțelege să faci lucruri și mai trăsnite în afară de fotografiile, ce ai zice, nu, aici m-am oprit, fiindcă mi s-a părut că aceste fotografii pot să-mi încurce mie pentru viitorul meu de spion. Bine, asta a fost în adolescență, mai bine zis, poate în copilărie. El însă a luat drumul teatrului. Cunoscut pe Mircea Soțchii Voinicescu până să lucrăm într-o trupă. El era student la anul întâi, sau așa mi-amintesc eu. S-a absolvit abia școala medie și a jucat în filmul Această clipă. Episodul acela cu Maria Sagaidac, de-a dreptul un episod demn să intre în telecinematecă, și cum a fost filmat, și cum a fost jucat, și cum a fost găsit, intuit de Eloteanu pentru
axa ideatică a filmului. Acel episod l-a marcat pe Mircea Soțchiu Vănicescu, ba chiar i-a și nuanțat primii ani de existență scenică și filmică. Pentru că așa cum l-am văzut în film, radios, năzbâtios, vesel, gata să se prindă în joacă, așa a fost el de fapt și în realitate, în primii lui ani de activitate aici, pe această scenă a Luceafărului. Se afla Mircea Soțchi, neapărat de acolo se auzeau hohote de râs. Râsul lui îl auzeai primul, pentru că era foarte răsunător și foarte molipsitor. Dacă trecea în altă culisă, se auzeau de acolo zgomote, ilaritate. Adică, acum, la distanță de atâția ani, am senzația că el își trăia viața ca pe o sărbătoare. Nu cred că era într-adevăr o sărbătoare, dar așa vroia el să-și o vadă și așa ar fi plăcut lui să fie viața asta. O sărbătoare. Dar care din noi și-ar dori altceva? Ce mai trece vremea, domnule? Noi, actorii, trăim cu replici din spectacole, trăim cu acel frumos care se numește teatru. Pe această scenă, mulți ani la rând, am jucat împreună cu Mircea Soțchi Vănicescu, un băiat foarte talentat și un partener foarte bun. Și în scena de teatru, și în scena de film, Mircea totdeauna a găsit replica potrivită pentru partenerul lui și avea scânteia aia în ochi care nu putea să-ți treacă pe alături. În Frații care au rămas v-am fost chiar parteneri, aveam o scenă mare în doi. Nu țin cum îl chema pe eroul meu, dar pe al lui îl chema Krasotkin. E clar că nu puteam fi eu Krasotkin și el să fie celălalt. Vedeam pe parcurs, deși nu aveam nici eu mare experiență, poate un an, doi de teatru până să vină și el cu noi, vedeam cum încearcă așa pe dibuite ca un genist să fie un pic altfel ieri decât a fost alaltă ieri și azi decât a fost ieri. Adică vedeam că nu și-a schițat un rol și merge cu el pentru că arăta bine și un altul putea să fie satisfăcut numai de atâta lucru, că îi șe de ghine, știți? Încerca cu niște antene așa să vadă, dar poate mai așa, dar poate mai așa. Era o plăcere să joci cu acest actor. Să zici că dacă joci cu partenerul, vă să zic că trebuie cel puțin să-ți placă el, să ai niște sentimente pozitive față de dânsul. Un pic poate să fie îndrăgostită. Și atunci scenele de dragoste întotdeauna o să fie bine. Era imposibil să nu te îndrăgostești de un asemenea bărbat
frumos. Dumnezeu și părinții i-au dat o frumusețe de bărbat extraordinară. Toate spectatoarele care veneau la teatrul lui Ceafăru erau îndrăgostite de actorul Mircea Soțchi Voinicescu. Și desigur noi, actrițele, aveam tot o simpatie și o dragoste pentru acest actor. În afară că era frumos, era talentat, inteligent, aristocrat și în viață și în scenă. Se zice că un actor poate să joace în scenă orice, rău, bun, lacom, dar să joci inteligența, să faci un chip inteligent, nefiind inteligent, lucrul acesta e imposibil. E bine, pentru Mircea lucrul acesta era firesc, pentru că el era un om foarte și foarte inteligent. Am jucat pe urmă și în jocul Dragostea și al Întâmplării împreună. Asta a durat câteva veri și toamne de turnee. Adică am fost foarte mult timp într-o echipă, într-un hotel, pe malul unui iaz. Mircea, chiar dacă trecuseră vreo 7-8 ani, chiar 10 după venirea lui în teatru, încă își jubila această trecere a lui triumfală prin viață, prin spectacole, prin aventuri. Dar se simțea deja tânga lui după film. Pentru că după Lăutarii, dacă am jucat câte ceva, era ceva foarte, cum zice un coleg de-al meu, deosebit de neînsemnat. Vedeam că îl doare. Era și normal să fie așa. Noi, care nu ne-am prea filmat și tot, tângeam după un episod măcar, el care a început într-un mod falnic așa, un rol, altul și toate frumoase și ținuta lui extraordinară, un adevărat aristocrat de la Bălți, ca și fratele lui Victor. Se completau de minune, erau două prezențe filmice irepetabile în arta noastră. L-am văzut pentru prima dată pe Mircea pe platoul de filmare. De acum erau în toi filmările la această clipă. Atunci nu-l văzusem. Din inspirația regizorului s-a întâmplat așa că a apărut al doilea erou. Și Mircea a adus cu sine o undă poate neașteptată într-un film atât de trist, aș spune chiar tragic, de tinerețe, lumină, naivitate. Pelo. Ochi. Ohu. Urechi. Oreha. Mar. Mare. 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 Cielo. Cer. Barbă aspră. Barbă aspră. Mircea barbă aspră. Mircea barbă aspră. Mircea barbă aspră. În timpul filmărilor erau foarte multe scene care nu erau prevăzute în scenariu. Apăreau neașteptate, se nășteau poate dintr-un peisaj mai neobișnuit, din
într-un anturaj deosebit. Și de ce... era necesar ca să fim cât mai naturali în condițiile cele mai neașteptate de noi pentru ziua respectivă de filmare. Îmi cer eu de minune lucrul ăsta. Ne-am revăzut apoi cu Mircea la filmul Singur în fața dragostei. Erau prezenți ambii frați Suțchi. Era foarte... foarte frumoasă atitudine între ei. Victor permanent îl proteja pe Mircea, cu toate că nu era cu mult mai mare ca el. Fii atent în capeta. De fapt, nici nu mă pricep la arme. Se zice că vânătoarea îi face pe oameni mai buni. Poți verifica zvonurile astea. Dă mai des prin pădure. Ho! Exclus! Ziarul mă omoară. Nu ca voi, norocoșii. Ce să-ți fac? Condoleanțele mele? Întotdeauna tot făcea să fie frumos. Dacă e masă, să fie cu față de masă. Dacă e servit ceva pe masă, să fie tot tăiat, frumos. Să fie tot aranjat, să fie cu o frunzeliță verde, să fie cu o floricică, un măr, dacă ar punea pe masă mărucela, el trebuia să-l taie în așa fel, frumos, cu un desen oarecare. Ne servea nouă, doamnelor, așa, pe tavă, cu gesturi frumoase, era un gentilom. Mircea Soschi, sărman, Dumnezeu să-l ierte, el n-a avut întrânsul de talentul ăsta de a da din coate, de a mai împinge pe alții, de a merge cu pieptul înainte. Om de modestie rară acest era, dar acest băiat, băiat urmăs până la urmă. Eu zic că el era pe scenă un prinț. Un prinț frumos, nobil, inteligent, aristocrat. Și așa era și în viață. Apoi la Luceafăr au început anumite scăderi, anumite conflicte lăuntrice, a plecat un director artistic, a venit un altul, s-au început și formarea unor tabere așa în teatru. Dezgustat de asta, Mircea și-a luat valiza și a plecat din teatru. Veneau și acele vremuri atât de tulbure pentru noi, cu partea lor de bine și de euforie, dar și cu nesiguranța în ziua de mâine, cu starea precară a fiecărui om de artă, mai ales, a încercat să se angajeze în două, trei locuri, n-a prins, n-a avut unde să se înrădăcineze, parcă pe un timp s-a oprit la Teatrul TV, unde parcă își găsise și locul lui, dar și acolo a intervenit ceva așa greu de definit, chiar de la distanța zilei de azi. Și la un moment dat am auzit că Mircea e dincolo de bord și că încearcă să înfrunte valurile vieții de unul singur, și de unul singur, și însingurat fiind. Eu, bolnav de cinematografie, am plecat la Moscova. Și în același
an 2003, lucrând la un serial din două episoade, v-a zis că al doilea regizor eram, l-am invitat pe Mircea la Moscova. Și a făcut un rol destul de simpatic, un militar la, cum îi spune, comisariatul militar. Mi-aduc aminte cum, cu câtă bucurie, cu câtă energie lucra el. El era atât de dornic din cinematografie. Din păcate, eu n-am mai putut să-l mai invit, dar vreau să vă spun un singur lucru. Păcat că nu este. Ne întâlneam așa cam rare ori cu dânsul, că se întâlni mai multe ca anul trecut. Eu mai vinea pe la o uniune teatrală, ne duceam la o bere, ne mai miteam de tinerețe, dar el stăbea văzând cu ochii de acum. Era bolnav. Era pereșuvasele. Cu vreo săptămână, două înainte de moarte, știu că mi-a telefonat și a spus că expate, procurat niște bani să plătească pentru telefon. Că telefonul trebuia să fie deconectat. Ultima filmare care a avut-o Mircea a fost anul trecut, în luna mai. Fiind la București, întâmplător, m-a contactat cineva și m-a rugat să le dau un caz mai aparte. Și atunci m-am gândit, Victor, fratele lui, la Paris, de vreo 25 de ani, Mircea la Chișinău, eu pe la București. Și uite așa, am ajuns la Antena 1 cu Mihaela Rădulescu, care a filmat această întâlnire, se numea emisiunea O Seară de Vis, cu Mircea în prim plan. Desigur, el nu știa că va fi Victor, nu știa că va fi nepoata și strănepoata lui. A fost într-adevăr o seară de vis. Mai ales în momentul când a intrat Victor în scenă, i-au dat lacrimile. Astfel că Mircea Soțchi-Vănicescu s-a pomenit un moment dat că joacă nu în scenă și nu pe ecran, în viață, din păcate, ultimul său rol, rolul lui Onegin. Omul în plus, omul superflu, omul de care societatea nu are nevoie. În ultimii ani știu că chiar evita întâlnirile cu noi, cu ceilalți, s-a retras, s-a închis într-o carapace a sa și cred că încerca să conștientizeze de ce un început atât de vibrant, de impresionant, de șampanizant a trecut așa încetul cu încetul într-o proză cenușie, sumbră, sinistră chiar. Și n-aș putea spune, și nu o să pot spune vreodată, dacă a reușit, până la urmă, să-și întrevadă destinul
așa cum a fost, adică pornit foarte bine conturat și primul destrămat, dezlunat, așa ca niște puf de păpădie, luat încețor de vânt, răsfirat, împrăștiat pe lume. Clipa nu poate cuprinde o viață de om, cu toate că viața este și ea o clipă. O clipă scurtă, ca o mișcare fulgerătoare de cap, în timpul cărei imaginea lumii se răsfrânge în ochii tăi. Această clipă, ultima, nu cred.